Începând cu data de 5 martie anul acesta, este supus dezbaterii publice noul proiect de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional. Cunoscut sub denumirea de Rabla, proiectul este susținut de Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu. 20.000 de autovehicule se vor fi casate conform proiectului Rabla 2014. Proiectul de anul acesta vine cu noutăți în sensul că se pot casa mașini cu vechime mai mare sau egală cu 8 ani. De asemenea, se elimină intermediarii pentru că cel care predă Rabla va obține un tichet electronic. Sunt puse la bătaie pentru acest an, la proiectul Rabla, 140 de milioane de lei, iar valoarea tichetului rămâne însă la fel, 6.500. Tichetele alocate pentru persoanele fizice vor fi distribuite pe fiecare județ în raport cu autoturismele uzate, aflate în evidența direcției regim permise și înmatriculări auto. Pe lângă prima de casare de 6.500 de lei, celor care își predau rablele, li se acordă alte stimulente, de exemplu de 500 de lei, în condițiile în care achiziționează autoturism cu normă de poluare Euro 6, dacă mașina este una cu motor hibrid, sau în condițiile în care autoturismul elimină 100 de grame de bioxid de carbon la kilometru. Scopul programului de stimulare a înnoirii parcului auto este acela de a elimina din trafic autovehiculele vechi, avându-se în vedere înlocuirea lor cu altele noi, mai puțin poluante.